Repede, dacă tot am vorbit de toamnă, trei feluri de mâncare. Așa. De toamnă aș vrea să îmi împomenești, că pe timpul în care Andreea ne-a prezentat vremea, eu m-am gândit numai la mâncare. Da? Da, aș vrea să... Deci trei feluri de... Da, să ne vorbească așa despre mâncare de toamnă, da? Mâncare de toamnă, da. Musaca, ciulama și ostropel. Mi se pare că arată tomnatic așa. Da, le și mănânci? Nu. Nu? Nu, dar mi se pare că arată Deci îți recunosc, mie mi-a mirosit ostropel, cred că în fiecare zi de vreo două săptămâni. Doamne, mi se pare că se stompează așa. Nu, a roșii, proaspăt, culese din grădină. Doamne. Eu țin minte ciulamau, n-am mai mâncat cred că de 10 ani. Dacă are, cine, dacă are cineva niște ciulamau, dacă să-mi poată trimite cu mămăligă. Țin minte, mămăligă. Da. Bun, nu mă bazez pe tine, Valentin. Nu te baza pe mine. Dar mă pot baza pe Ana Maria Gudu și Bogdan Stanoievici, care au indicat următoarele. Salată cu anșoa, capere și pui. Bun. Și paste cu parmezan și ciuperci de pădure. Și nu doar că le-au indicat, dar le-au și gătit împreună. Bonus, interviul în care aflăm și detalii despre personajul lui Bogdan din noul serial al Antenei 1, Sacrificiul, care, vă reamintim, începe astăzi la ora 20. Este o zi superbă de toamnă și aș vrea să-mi petrec această zi într-o companie cel puțin la fel de plăcută. Sunt în fața Ateneului Român, o clădire și o instituție prin definiție și prin excelență dedicată culturii. Alături de mine va fi astăzi deloc întâmplător actorul de film, de teatru și de filme de televiziune, Bogdan Stanoievici, care deja a sosit. Pe Bogdan Stanoievici, sigur îl recunoașteți și din Fructul oprit, unde a interpretat rolul lui Marius Cristescu. La fel ca în film și la interviu, Bogdan a venit pe deja celebrul motor. Marius Cristescu din Fructul oprit m-a răpit, de fapt. A făcut un ocol ca să ajungă la restaurant cu mine. Cel puțin Maia Morgenstern și Carmen Tănase vor fi foarte geloase pe mine în acest moment când vor vedea materialul. Nu-i așa, Bogdan? Exact. Doar că de data asta te-a răpit Bogdan Stanoievici. Mergem să gătim. Mergem să gătim. Vom pregăti mai întâi o salată cu anșoa, capere și pui, preferatele invitatului nostru, iar mai apoi paste cu parmezan. Și în timp ce bucătarul pregătește cu migală sosul pentru salată, noi încercăm să-l descoasem pe actorul Bogdan Stanoievici. Așa am aflat că în Paris, locul pe care pentru 22 de ani l-a numit acasă, s-a împrietenit cu Gérard Depardieu. Cu Gérard am avut într-adevăr o relație foarte, foarte plăcută, am jucat alături de el într-un spectacol și avea o chestie de fiecare dată când ieșea din scenă, eu eram întotdeauna în culise. Îl așteptam, pentru că știam că mă va întreba cum a fost. Toți erau perplexi, că Depardieu mă întreabă pe mine, eram un puști totuși. El mă întreba cum a fost și eu îi spuneam. Și i-am spus, zic, Gerard, eu am să spun și lucrurile care nu au funcționat. Păi și de-aia te întreb, că ăștia nu îndrăznesc să spună nimic. Păi zic, nu îndrăznesc pentru că ești tu prea dur. Fii și tu mai înțelegător. Dar tu cum îndrăznești? Păi zic, pentru că eu dialoghez cu tine, pentru că vorbim aceeași limbă. Și am creat această relație care a durat în timp, să vadă când a venit în România la mine. Dar să revenim la salata noastră cu anșoa, capere și pui, care este gata și merge de minune cu vinul alb. Noroc! Doamne ajută! Poftă bună! Când o să avem zile mai complicate, să fie așa. Trecem acum la următorul preparat, paste cu parmezan și ciuperci de pădure. Am ajuns la momentul mult așteptat de mine, cel puțin. Pastele sunt preferatele mele, gătesc și eu acasă. Îmi plac la nebunie, am impresia că Bogdan nu e mare amator de paste. În timp ce bucătarul flambează pastele din roata de parmezan, Bogdan ne povestește despre rolul din noul serial al Antenei 1, Sacrificiul. E undeva în aceeași linie a lui Marius Cristescu, în sensul că Marius Cristescu era un justițiar, dar pe cont propriu. Grigore Oprea îl cheamă, e vorba de trei familii, de fapt, care nu sunt legate prin nimic deocamdată și care, probabil, la un moment dat, nici noi nu știm, se vor găsi interconectate. Se vor intercala destinele lor cumva. Cu siguranță. Se vor întâlni. Ei, și acest personaj, Grigore, Grig, cum îi se spune, este procuror. Un procuror bugetar, un procuror onest, drept și care, chiar când e vorba de familia lui, nu e dispus să facă lucruri ilegale. În fiecare episod se vorbește despre o familie. Sunt trei familii, aceste trei familii, care au viața lor în funcție de ce fac ei, ce sunt ei, care le sunt originile, care le este trecutul. Și descoperim aceste familii cu problemele inerente unei familii, la fiecare dintre ele. Acum deja am filmat ceva în care, iată că o familie interacționează cu cealaltă familie. Una dintre celelalte două, da. Nu știm ce se va întâmpla în continuare, dar interacțiunea este deja
dătătoare de conflicte și de tensiuni, ceea ce e foarte important într-un serial. Bogdan Stanoievici, aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de mine. Am mâncat împreună, am gătit mai puțin, dar am mâncat mai mult și am povestit. Am vorbit atât am de mult. Am vorbit mai mult pentru că de asta ne-am întâlnit, de fapt. Eu ca să smulg de la tine cât mai multe povești frumoase de viață pe care știam că mi le poți spune. Vreau să-ți urez succes cu noul serial, cu Sacrificiul. Mulțumesc. La Antena 1 și aș vrea să închinăm pentru asta. Doamne ajută! Îți mulțumesc pentru că ai fost aici și plăcere mai mare, nici nu puteam să am.